Ați putea măcar din respect să ziceți ca mine, odată în viața asta. Nu, vă aliați, vă, așa, vorbiți. Cum se numește piesa? Bang, bang, bang. Unde bang, bang, măi, colega? Ia să... unde? E făcătură. E minte goagălu. Unde? Este că nu... făcătură. Se vede aici? Aici, aici, stai că mă apropii eu. Stai, ia, hai. Este făcătură. Ce scrie? Bem, bem, Maria. Adică nu bei singur, bei cu Maria și bei de două. Dacă găsește cineva bang, 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 să-mi spună și mie. Bem, 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 Maria, bem, bem, bem. Când? Ce bem, orice. Bem, bem, bem. Bem, așa ca proștia, Iurea? Pe Maria și bem, 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 Maria. Ham, ham. Păi și dacă te îmbrăci, ce mai faci cu Maria? Nu știu cu cine te-ai... Maria, Maria, ce nume frumos. La fel ca sufletul din tine. Și cum îi vezi sufletul? După ce? Bem, 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 Maria, bem, bem, bem. Și până mai vezi și sufletul din ea. Altfel îi vezi sufletul. Eu am înțeles că dacă bang, 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 da, prea mult, da, nu mai poți să bang, bang, bang. Tu poți să fii mort, important să fie vie. Nu, ci că nu. Du-te, mă, de aici. După tăticul. Nu e îmbărat, da, mă. Da. Nu e îmbărat, wow! Dacă spiritul e viu. Mă, băiatule, lasă-mă cu spiritul. Uite, tău. Uite, dintr-o dată începe să-mi crească spiritul. Să se înalțe Doamnelor către... Doamnelor și domnilor, Maria! Ca într-o lingură. Ca într-o lingură. Da, să o dansăm, să o bem, să o... Fetiță! Da. Știu sandalii. Sunt frumoase rău. Da. Ah, stai puțin, nebună. Ai, ne plac piersurile. Suntem moderne. N-ai văzut surioara mea? Asta e un fel de secret între fete. Da, da, oh, da, 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 da. Hai să... Hai să bem, bem, bem. Da. Bem, bem. Hai, mergem pe canapea, hai, da, sigur. Iubita, mame, au zis că te-a răvășit careva și lea. Care te-a răvășit? Că noi vrem să-l căutăm pe răvășitorul șef. Care răvășitorul? M-a răvășit un avion. Hai, pe ăla nu putem să... Nu, lasă, ăla de te-a făcut bine, de te-a... Domnul, stai un pic de la acesta. Vreau să fac un anunț public. Domnul steward, care m-a însoțit și m-a liniștit pe zborul meu de la Istanbul către România, dacă mă vedeți... Scrieți-mi pe Instagram pentru că vreau să vă mulțumesc. A fost ceva rău. Pot să vă mulțumesc și eu dacă... Da, ai putea să-i mulțumesc. Coada de contract se numește, știți? Da. Adică pentru prețul potrivit vă mulțumesc și eu. Dar ce ți-a făcut? M-a liniștit. Cum? M-a ținut de mână, mi-a oferit biscuiți. Era turc sau român? Român. Am zburat cu compania noastră, pentru că sunt o româncă adevărată, domnule. Și așa, ce acum credeți? Ieri, am ieri venit ieri și plec mâine. Na. Am ajuns în aeroport, nici nu era deschis check-in-ul, m-am grăbit, n-am realizat că este joi, pentru că noi lucrăm și sâmbetele și duminicile și la 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 și zic, domne, ok, e tot bine, m-am uitat pe bilet, o să avem un avion foarte mare, mie mi-e foarte frică de zbor, nicio problemă, ne-a urcat în autobuz. Din autobuz, la un moment dat, au spus... Există o problemă, va trebui să coborâți și să așteptați în aeroport. Atunci, gata, a murit. A murit, doamnă, dar ce problemă? Spuneți-mi dumneavoastră, vă rog, ce problemă? O terorizam pe doamnă. Îi vorbeam în engleza mea de baltă, în română, în turcă, spuneți ceva. Nu putem să vă informăm. Informați-mă că vreau să plec. Mor! Mor! Acum mă topesc aici la picioarele dumneavoastră, spuneți. Nu, 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 bine. Ok, am așteptat, a întârziat zborul, niciun fel de problemă, după care ne-au urcat din nou în autocar și ne-am dus către avion. Avionul nu era acela mare, care nu are turbulențe din punctul meu de vedere. Nu are turbulențe, dar are și ăla. Are și ăla. Era un ATR, din acela cu elice. Așa am venit și eu de la Istanbul. Și eu la fel. Eu nu mă urc. Stați așa, domnii ăștia, cum v-ați numit de aici, de la pază. Nu mă urc. De ce? Că mor de frică, că-s claustrofobă, că lăsați-mă, eu nu mă urc.
Și mă apropisem pe scara aia și mă țineau. Ba, unul, ba, domnișoară, trebuie să vă urcați, că dacă nu vă urcați, va trebui să întârziem din nou zborul. Întârziați-l! Nu mă interesează, domnișoară, dar vă știu de la puterea dragostei. Nu mă interesează, uitați-vă în continuare, dar eu nu mă urc. Și până la urmă am urcat. Tu circul ăsta îl făceai pe scara da, pe avion? Da, minunat, sunt convinsă că minunat, la un moment dat cineva va povesti. Dar toți oamenii din avion da, au avut o părere bună despre tine. Și aia care se dădeau în spate da, și care da, te priveau în... Da, care au zis, uite-o și pe prezentatoarea da, de la puterea dragostei. Da. M-am făcut de râs, dar nu contează asta, că nu-mi păsa în acel moment. Mă interesa foarte tare să trăiesc. Eu păi da, nu credeam, ura nimeni. Eu credeam că nu o să mai. Și am dat mesaje tuturor. Dacă vă arăt telefonul leșinați, eu o să mor, să-mi faceți parastas cu și cu. Adică la modul acela eram. Cu ce? Dar că... Lu. Cu ce vreau mai parastas? Da, cu manele am vrut, desigur. Da. Ce manele să, cu ce să ne pregătim? Rup topurile, chestii din acestea. Da, cine, adică cine ai dat și indicații ne cer să scânte? Da, sau? Am dat înainte de a decola avionul mas, cum era pe vremuri, știi, când aveam Mirc sau cum se chema, da? Am dat la toată lumea. Să mă petreceți să, și cineva a zis, ai văzut tu mort. Așa am primit eu mesaj când am aterizat asta, în România. Da. Sau rasă înnecată, mai era o vorbă, dar da, nu i-a venit să-ți spun asta. Da, și l-am întrebat pe domnul steward. Domnul steward, uitați cum stă treaba, domnul era la business. Eu nu eram la business, eram la economie. Veniți încoace, salvați-mă, domnșoară, dar de ce să vă salvez? Că mor! Și dacă mor, o să auziți de mine că prietenii mei îmi vor face parastas cu și cu. Îmi dau nume. Florin Salam, Adrian Copilu Minu, Nevali Vigelie. Ai gusturi altfel. Da, normal. Spusesem acolo, lăsasem notițe. Bun. În limbă de moarte. Da. Și omul a zis în felul următor. Nu o să muriți, stați liniștită. Da. La un moment dat a făcut și o glumă. A zis. Cânta. Păi nu, n-o să cânte că n-o să mori și atunci... Nu. Da, n-am murit, dar Doamne ferească Dumnezeu. Dar că tot cu ATR pleci. Ai viața, nu plec, nu plec, nu plec, m-am interesat, nu plec așa. Și ce credeți? Fiți atenți. Locul meu era lângă Elice. Eu vedeam Elicia. Eu nu rezonez cu Elicia. Ce cauți? Rezonez cu Elicia, tu ea trebuie să rezoneze cu Elicia. A fost cineva cu ATR-ul? A fost. Doi, Doamne. A fost? De oriunde ai stat din avion vezi Elicia. Da. Pentru că avionul e mic. Am închis ochii și aveam... Și așa vedea Elicia. Și așa vedea Elicia cu tot, cu ochii mei închiși. Și am o chestie așa de pe care ascult eu muzică, că sunt anti-tehnologie. De 8 ani am aceleași melodii. De fiecare dată când mă urc în avion, le ascult. Și stăteam cu alea în ureche și mai și urlam omului. Nu înțelegeți că mi-e frică, dar nu aveți motive. Ia uitați cum se mișcă avionul ăsta. Acum cădem. Și a făcut o glumă și a zis, stați liniștită că nu zboară atât de sus precum celelalte. Dacă e să cădeți, Să cad! Și am făcut, dar s-a uitat toată lumea la mine. Dar stați puțin, că nu sunt chiar așa. În momentul în care am decolat, nu sunt bursuc, pentru că am văzut un domn pe această cale, îl salut. Eram puțin în avion. Era frică și... A făcut așa. Păi da, normal. Ce căutați să faceți așa? De ce vă închinați? De ce? Credeți că se va întâmpla ceva rău? Nu se întâmplă. Eu o să mă duc la Teo și o să mă vedeți acolo și domnul care se închina. Să nu vă mai închinați. Probabil al depresurizării cabinei. Lăsați. Am citit asta. Asta mi-i place bursucul. Vai, nu, asta cu puțin citit. Probabil. Dar de ce puțin probabil? Adică nu... Nu, da. Se spune, eu nu mă pricep că nu am pilotat vreodată, dar așa am auzit. Piloți care spun că ATR-ul este oricum mult mai sigur ca celălalt. Adică în cazul în care, Doamne ferește, se oprește Elicia, planează. Stai mă un pic. Ce caută să se oprească? Exact, ce caută? Fiat. Puțin probabil. Primul zbor către Ungaria, yeah, împreună cu o foarte bună prietenă și încă o foarte bună prietenă, Eli și cu încă una. Aia elegantă, nu Eli. Eli, cum o știi, aia altă. Fiți amabil, un vinișor, că mi-e frică rău și n-am zburat niciodată. Și-a bolat vinișor și... într-un sfert de rost se auzea în ATR. Și n-am iubit pe nimeni așa cum te-am deci iubit. Trece. Nu vă supărați! Coborâți la lejde! Teo! Da, mă da, singur. o înțeleg. Așa! Doamna Claudia de... Teo! Coborâți și noi la lejde! Am coborât eu cum am putut pe scară da, și am așteptat-o. Hai, și că sunt aici! Deci lasă că ne-am făcut. După care deci am avut nevoie de niște analize. M-am dus la medic și doamna doctor, în timp ce îmi lua analize, zice, mai coborâs la Alești? Oh. Care erau șansele să fost cu noi în avion? Eram cu două rânduri în față. Vai. N-ați iubit pe nimeni așa cum ați iubit pe mine. Vai.
Vai. Bun, da. Nu te mai așeza, Cristina, haide că am o provocare pentru voi, că am înțeles asta cu avionul, că sunteți două despre fricoase. Provocarea asta eu nu știam. Înainte însă de a ne juca, vreau să vă dau un singur sfat ca să trecem peste asta cu avioanele. Dragile mele, niciun avion n-a rămas în aer. Cumva. Da, toate s-au Deci stați liniștite, nu trebuie să vă fie frică. Deci, da. Pe viitor să știi că aterizarea va fi oricum. Ce trebuie să fac aici? Va trebui să bagi mânuța printr-o gaură, stânga sau dreapta, după care... Stânga. Vino mai încoace să bagi. Haide amândouă odată, că nu mai avem mult timp. Așa. Așa, bravo. Da, nu e competiție, că ea bagă prima, Teo, n-are nicio treabă. Așa. Deci, Teo, nu băga încet, da? Și? Vom băga o farfuriuță. Aolo, nu. Niște lucruri. Las cu ochiul, recunosc. Ce trebuie să fac? Trebuie să băgați ușor mâna și să-mi spuneți ce e acolo. Prima care bagă mâna este Cristina. Să nu mă mănânce, să nu fie șarpe că acum, mor. Că-i viu? Nu, să nu mă ciupești. Că știu. Da, mațe. Eu mai ușor, bag? Gata, atât. Nu, e de la cum îi zice, de se joacă copiii cu el. Stop, tagi în gură. Gata, ok, tagi în gură. Ține. Acum tu bagă. Ușor. Ușor! Griji cu lapte. Ok, acum. Tu spui ouă și tu spui? Eu spun... Slime? Aha, da. Slime. Bun, da. Scoateți mâna. Aha. Niciuna n-are dreptate pentru frișcă. Că era frișcă. Na. Ok? Frișcă. Da. Aveți șervețele aici, vă rog. Avem. Deci, 0 la 0. Da. Bun. Zero, păi. Mai departe, următoarea farfurie. Dar îmi dai și un premiu dacă câștig? Da, bineînțeles. Da. Ce? Dau o călătorie cu ATR-ul. Să-ți plătesc un avion. Doar dus. Bă, dar și eu am băgat... Asta, ți-am zis mai ușor. Mergem mai departe. Ia. Fără să ne uităm în gaurică. Nu mă uit. Băgăm mânuța stângă ușor, Cristina. Atentă, ușor. Să nu mă muște, ușor. Atâta. Termină-te, că nu vreau. Hai, mă, că nu... Nu mai mi-e frică. Nu zice ce, taci din gură. Ok, Teo. Știu. Ok, nu zice ce. Știu. Scoate mâna, e suficient, colega, e ok. Nu. Și acum, amândouă odată, spuneți în același timp, 1, 2, 3 și... Banană! Banană cârnat, spui tu, dar ce sigură, Cristina, apoi banană! E, răspunsul corect, draga mea, este... Banană! Bun, mergem mai departe. Bă, da, poți să te bucuri cu... Pe vremea mea așa erau cârnații. Mamă, ușor. De dețin. Cârnații trandafiri erau așa. Șefo, să nu muște. Este viu, încet, vă rog, încet. Încet. E viu, e viu. Ha, taci, că știu. Ușor, nu spui, da? Stai că să-mi dau seama, ia. Aha, știu. Gata, ok, Teo. E un șervețel. Nu miroase, că nu miroase bine. No, bagă mâna. No, e ceva rău. Hai. Dar nu știu cum îi zice, că mă fac de râs. E, nu știu cum... Ia uite-o. Te pricep la pipă, colega, te-aș mai lăsa două minute, dar nu pentru tine, ce să... Mrrr. Suficient, no, ok. Gata, atât, perfect. Ia. Răspunsul, Teo. Pare a fi inima. Cristina. De țigancă, inima de romancă, na-na-na-na-na. Caltaboș, sau cum îi spune. Caltaboș? Da. Caltaboș și inimă. Nu miroase a caltaboș. Răspunsul corect, inimă. Nu! Nu! Dacă te inimă, am frânt eu cu mâna asta! Ce faci tu cu dreapta? Nu face nici zoro! Atenție! Eu prima? Tu! Să nu muști, atâta tot! Încet! Au! Termină! Încet! Ușor, ușor, mă, ușor. Ce aveți, mă? Aha, ușor, ușor, ușor. Ok, stop. Teo. Am pile la operator, îmi face cu ochiul, îmi spune despre ce este vorba. Bă, dar nu e nimic. Ba da. Un șervețel. Este ceva. E hârtie. Ia, scoate mâna. Ia. Tu nu scoate mâna! Avion! Ce că scoate mâna! Scoate cu totul! Ia tere! Au! Ia tere! S-a dat în ochi! Iartă-mă, Vlad, te rog din tot sufletul meu, mă ierți, că știu că suntem prieteni și nu te superi. Te-a scos un ochi, lasă, Vlad. Iartă-mă! Atenție! Mamă, ce urât! Ai văzut? Atenție! Minți, ai văzut. Eu nu vreau să mă mai joc. Bag eu. Ia. Nu, ușor.
Deci atenție, nu. Vorbesc serios, păi lați-l ușor. Dar nu vrea. Nu, eu nu vreau să mă muște, Cristina, nu deci, vreau niciodată dacă în viața tare, asta. Te mușcă, încet. Nu vreau să mă muște. Încet, încet. Nu, că ești cu mâna încet. Acolo și mă înciupe. Oh, nu! Mi-e frică, mi-e frică. Pe cuvânt, încet, 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 încet. Gata, las-o pe ea. Stai, mă, că nu vă știe ce. Nu, Teodoliți-vă că nu vreau. Ușor, ușor. Scoate mâna, Teo, dacă nu, te dați nu vreau ușor. Ușor, Teo, scoate mâna. Scoate mâna. Ușor, ușor, te rog, ușor, ușor, ușor. Ce? Ok. Nu vorbești, Teo, te rog. Lasă, bun, scoate mâna, hai. Teo l-a atins, încet, 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 încet. Iac. Ușor cu mine, ușor cu mine. Nu, ușor. Stai că mi-e frică. Ăsta e bolul, atenție, să nu-l omori, da? Nu, termină-te, că nu mai vreau, că mi-e frică rău de tot cum mă mușcă. Hai. Au, termină-te, că nu vreau, nu, că mi-e frică, deci mi-e frică să nu mă muște. Nu te mușcă dacă bagi ușor. Au! Stai. Nu, încă mi-e... Băi, nu, ușor, nu mă, nu-ți face nimic! Pas! Nu te... Nu, că mi-e frică rău, că ultimul final lui cel mai rău! Au! Nu te mușcă! Ce sunt, păi, am? Nu-l scoate, nu-l scoate, nu! Aaa, păi credeam că e real. Nu, că știam că e cel mai rău la final. Da. Știam că e cel mai rău. Și la fel. Acum, mulțumim medicului cardiolog care va pomonta cele 8 stenturi în scurtă vreme. Aoleu. Toate ca toate, dar să știți că mie mi-a plăcut cum azi aia. Păi da, după ce am pus amândouă mâna pe... Nu-i pasă. Tocmai aceasta este ideea, s-a așa, bucurat. Da. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Și eu vă și mulțumesc. Și acum trebuie să... Ai șervețele, nu mai ai nicio șervețele. Păi da, mă, dar după ce am băgat mâna în toate umorile... Așa. După ce ai băgat mâna frumos... Haide, pa, vă pup! Hai să pupăm, Cristina! Pun înapoi și să ne scrii când ajungi!